Bubița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Crăciunul. Într-o zi de iarnă, Bobiță, băiatul Melc, și Buburuza, fetița mămăruță, au pornit prin pădure să caute crenci de brad. Bobiță, produsul acesta a fost răsturnat de furtună. Să-l ducem acasă, îl împodobim de Crăciun. Ura! Vom avea un brad adevărat! A strigat Bobiță și sări în sus de fericire. De cum au ridicat brăduțul, a observat cu surprindere că sub el era un miriapod. Ajută-mă, Bobiță, să-l punem pe sanie. S-a lovit rău și sigur a răcit. Pe vremea asta friguroasă, să-l ducem la căsuța mea. Au pus miriapodul cu grijă pe sanie. Se va vindeca? A întrebat Bobiță îngrijorat. Sigur că da, îl liniști Buburuza. Acasă l-au culcat de îndată pe bolnav într-un pat moale. Buburuza i-a făcut ceai cald, iar Bobiță i-a citit povești despre râme. A doua zi, miriapodul își deschise ochii și le zâmbi ușor. Pe zi ce trecea, el devenea tot mai puternic și în scurt timp se însănătoși complet. Buburuza îl rugă să rămână. Nu pleca, dragă miriapod, petrece Crăciunul cu noi. Vă mulțumesc, rămân cu plăcere. Dar ce cadou să-i dăm de Crăciun? Se întrebă Buburuza. Oare ce ar plăcea cuiva care are 100 de picioare? Buburuza-i spuse lui Bobiță la ce s-a gândit, iar băiatul dădu din cap aprobator. Bobiță și Buburuza au plecat chiar în acea zi la furnici. Regina furnicilor i-a primit cu amabilitate. Cu ce vă putem ajuta? Buburuza le-a povestit la ce cadou se gândise. Îți vom da ceea ce dorești. Crăciunul a sosit. Bobiță și Buburuză au făcut un suport pentru brăduț. Când s-a înserat, Bobiță i-a dat Buburuzei cadoul emoționat. Crăciun fericit, Buburuză! Mulțumesc, Bobiță! Spuse la fel de emoționată fetița mămăruță. E minunată! Strigă exaltată Buburuză și înfășură imediat panglica pe brad. Crăciun fericit și ție! Zise Buburuză și acum ea îi dădu cadoul lui Bobiță. Artificii! Ce bine! Să le punem pe brăduț! Au aprins artificiile. În jurul bradului zburau scântei sprințare. La lumina acestora și-au făcut apariția licuricii. Fiecare dintre ei a adus câte un ornament. Miriapodul împodobea și el bradul. Au sosit apoi furnicile, cărau un pachet pe care l-au înmânat lui Bobiță și Buburuzei. Dragă miriapodule, acesta e cadoul nostru pentru tine, a spus Bobiță. Crăciun fericit! Pantofiori! A strigat miriapodul fericit. Nu-ți va fi frig la picioare, îi explică Buburuza. Au sărbătorit Crăciunul până seara târziu. A venit Dima, gândacul cartofilor, Vendel, băiatul rădașcă, Alfons, greierașul, și Lili, fetița gâză a trandafirilor. Micuții licurici și copiii furnici au făcut împreună un om de zăpadă. Dansau și cântau bucuroși în jurul bradului. Și Fulgușor, fetița fluture, sărbătorea cu ei. Adiere, fetița libelulă, dansa cu Săltăreața, fetița lăcustă. Bobiță și Buburuză dansau cu Baltazar, albinuța. După petrecere, miriapodul și-a șters cu grijă pantofiorii și i-a pus pe raft. Ce zi frumoasă a fost! Păcat că doar o dată pe an este Crăciunul. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bicicleta.
Într-o zi de vară, porumbelul poștaș a adus un pachet pentru Bobiță și pentru Buburuză. Era un pachet mare, frumos, în hârtie roșie, legat cu fundă albastră. Era însoțit de o scrisoare. Buburuză o citi. Miriapodul ne-a scris: ura! Ne vizitează în curând! A trimis acest cadou pentru noi. Pentru noi? A întrebat Bobiță. Cum adică pentru noi? Ție sau mie? În scrisoare scrie că e pentru noi. Probabil e un cadou comun. Ce cadou comun? Se enervă Bobiță. Probabil este pentru mine, căci eu l-am găsit de Crăciun în zăpadă. Dar eu l-am primit în căsuța mea. Eu l-am vindecat. Eu i-am pregătit ceaiul, a ripostat Buburuză. Dar eu i-am citit povești din cartea de povești cu râme, a continuat Bobiță. Hârtia de împachetat roșie n-a rezistat prea mult. S-a rupt la un capăt, apoi s-a rupt și la celălalt capăt. Sub hârtie se zăreau niște roți. O bicicletă, a strigat Bobiță. Este tocmai bună pentru mine. Pentru mine va fi tocmai bună, a spus Buburuză. Foarte bine, du-te tu cu bicicleta dacă vrei. Cel deștept iartă, iar măgarul suferă. Eu sunt deșteapta, iar tu ești măgarul. Bobiță nu s-a lăsat. Nu e adevărat, eu sunt deșteptul, iar tu ești măgarul. Poți să duci tu bicicleta. Până la urmă n-a dus-o nici unul. Au plecat supărați, iar bicicleta, pe jumătate dezvelită, a rămas acolo. Curând a apărut Baltazar, băiatul albină, și Fulgușor, fetița fluture. Ia uite, ce e asta, o bicicletă? A întrebat Baltazar. Da, sigur, a răspuns Fulgușor. Este și o scrisoare pentru Bobiță și pentru Buburuză de la Miriapod. Hai să le-o ducem, a propus Baltazar. Au prins-o și atunci a căzut toată hârtia de pe cadou. Au râs în hohote. Uite, e o bicicletă tandem. Putem să ne dăm amândoi cu ea. S-o încercăm, a spus Baltazar. Bobiță, Buburuză, v-am adus bicicleta, a strigat Fulgușor. Bobiță și Buburuză au ieșit din tufiș. Când i-au văzut pe Fulgușor și pe Baltazar pe bicicletă, au înțeles. Asta este o bicicletă tandem, încăpem amândoi pe ea. Și noi cât de urât ne-am certat! S-au împăcat imediat și s-au îmbrățișat de bucurie. Ce cadou frumos! Iar noi n-am pregătit nimic pentru Miriapod, dar el va sosi imediat, a spus speriat Bobiță. Să-i pregătim Miriapodului o morișcă de vânt din petale de flori, a propus Fulgușor. Da, e o idee bună, au încuviințat Bobiță și Buburuză. Cei patru prieteni au făcut o morișcă de vânt din petale roșii, violete, galbene și roz. În acel moment a sosit Miriapodul în caleașca trasă de șoricel. Șoricelul s-a oprit, iar Miriapodul a coborât din caleașca din coajă de nucă. S-au îmbrățișat fericiți toți trei. Văd că ați primit cadoul meu, sper că vă place. E un cadou minunat! Ne-am bucurat foarte mult, au spus Bobiță și Buburuză. Iar noi ți-am făcut această morișcă de vânt. Miriapodul a mai rămas 10 zile, când la Bobiță, când la Buburuză. Au făcut excursii lungi pe bicicleta cea nouă, au discutat, au cântat, s-au jucat, s-au simțit foarte bine. Dar zilele vesele au trecut repede. E timpul să pornesc spre casă, m-am simțit foarte bine la voi, a spus Miriapodul. Să vii și la vara viitoare, au spus deodată Bobiță și Buburuză. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Trotineta.
Într-o zi de primăvară, Egon, cărăbușul, a început să-și construiască o trotinetă. Găurea, cioplea, șlefuia, toată ziua nu se oprea din lucru. Când a fost gata, a vopsit-o în negru și a pornit să le arate și celorlalți noua lui trotinetă. Copiii jucau basket pe câmpie, erau acolo Bobiță, Wendel, Baltazar, Dima, Biluță și Alfons. Priviți, am o trotinetă nouă, eu am construit-o! Vai, ce frumoasă e! Pot să o încerc? Nu ți-o dau, e a mea! Vreau să mă dau doar o tură cu ea. Da, și noi vrem să mergem cu ea. Doar o tură, apoi ți-o dăm înapoi. Nu v-o dau, repeta cărăbușul. În timp ce Baltazar, Wendel și Egon se certau, Dima a luat trotineta și a pornit cu ea ca vântul. Oprește-te, dă-mi-o înapoi, e a mea, nu ți-am împrumutat-o, nu împrumut nimănui. Dima a încetinit și în curând Egon l-a ajuns din urmă. Dă-mi trotineta înapoi! Poftim, ia-o! Zise Dima și adăugă. Oricum nu e destul de rapidă. Nu e rapidă? Ia priviți! Cum adică nu e destul de rapidă? Abia mă puteți ajunge din urmă! Zise Egon râzând, fără să observe o groapă mare în mijlocul drumului. Ai grijă, Egon! Au strigat Bobiță, Baltazar și Wendel, dar a fost prea târziu. Ei, pentru asta doar tu ești de vină, Egon! Făcu Baltazar pe deșteptul. Egon, ce ți s-a întâmplat? Te-ai înțepat rău în spini? Iar voi de ce nu-l ajutați? Întrebă gâza trandafirilor într-o suflare. Egon e de vină! Indiferent cum s-a întâmplat, ar fi trebuit să-l ajutați când a căzut atât de rău. Vino, Egon, casa mea e aproape. Îți voi spăla și îți voi bandaja rănile. Lily i-a oferit un scaun lui Egon și i-a spălat rănile cu apă călduță. Nici nu e atât de grav. Atunci Egon a început să plângă încet. E vina mea, am fost foarte invidios. Dacă n-aș fi fost așa, asta nu s-ar fi întâmplat. Atunci, data viitoare, nu mai fi invidios. Mulțumesc pentru ajutor, zise Egon luându-și rămas bun. Nu e mare lucru, te vei face bine. Egon a ajuns acasă șchiopătând, nu putea să urce pe trotinetă. Ajungând acasă, s-a băgat repede în pat și a adormit. În dimineața următoare i-a venit o idee nouă și-a scos pensulele și vopselele. Acum te voi vopsi în roz. Tu ești Egon, ți-am adus-o ție, mulțumesc pentru ajutor. Vai, e minunată, ai revopsit-o? Întrebă Lily. Da, m-am gândit că în niciun caz negrul nu-ți place. Mă bucur foarte mult pentru ea, mă și duc cu ea la Buburuză. Drum bun, ai grijă cum mergi cu trotineta, strigă Egon după Lily. Egon s-a întors acasă și tocmai când voia să ia masa, cineva i-a bătut la ușă. Bună, Egon, a spus Baltazar, voiam să întrebăm dacă te simți mai bine. Sunt bine, nu vă faceți griji, spuse Egon fluturând din mână. Promit că nu-ți mai iau trotineta, spuse Dima cu părere de rău. Nici n-o mai am, am revopsit-o și am făcut-o cadou lui Lily, zâmbi Egon. Dar îmi voi face o trotinetă nouă, i-am promis lui Lily că nu voi mai fi invidios. Toată lumea va putea merge cu ea, puțin, nu foarte mult. Ura! Strigă Biluță. Iar acum veniți să mâncați cu mine. Am pregătit o tartă cu mere. Curând, Egon și-a terminat noua trotinetă. A vopsit-o în verde închis. Peste câteva zile, micii noștri prieteni s-au strâns cu toții pe câmpie și pe rând se dădeau câte o tură cu cele două trotinete. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Zmeul de hârtie. Bobiță, băiatul Melc, dormea încă atunci când Buburuză, fetița mămăruță, bătu în geamul lui. Bună dimineața, Bobiță! Vino să facem un zmeu de hârtie! Buburuză desenă zmeul, iar Bobiță îl decupă.
Apoi l-a ornat cu panglici colorate. În final au legat o frânghie lungă de zmeu. Să-l încercăm, spuse Buburuză. Au pornit ținându-se de mână ca să lanseze zmeul. Degeaba îl lansau din nou și din nou. Zmeul cădea de fiecare dată. Urc în copac și încerc de acolo, poate va zbura, zise Buburuză, dar zmeul căzu și de data asta. Dintr-o dată se porni vântul. A luat zmeul pe sus în forță și odată cu el a luat-o și pe Buburuză. Bobiță, ajută-mă! Bobiță a urcat în copac și a apucat piciorul Buburuzei, dar nu a putut să tragă zmeul înapoi. Acum zburau amândoi mai departe. Tocmai pe acolo zbura Baltazar, băiatul albină. A apucat piciorul lui Bobiță, dar nici el nu a reușit să tragă zmeul înapoi. Acum zburau toți trei. În vârful unui brad stătea Dima, gândacul cartofilor. A apucat și el piciorul lui Baltazar și acum zburau toți patru. Săltăreață, ajută-ne! I-a strigat Baltazar fetiței lăcustă, care tocmai se plimba pe acolo. Săltăreața a apucat piciorul lui Dima și acum erau cinci care zburau mai departe. Fulgușor, fetița fluture, zbura și ea pe acolo. A prins piciorul săltăreței și au ajuns să zboare toți șase. Vendel, băiatul rădașcă, și Adiere, fetița libelulă, se uitau speriați după ei. Zmeul s-a împotmolit chiar în vârful bradului, iar cei șase au căzut pe vârfurile copacilor. Apoi furtuna s-a oprit și a ieșit iar soarele. Bobiță s-a uitat cu îngrijorare către mămăruță. Buburuză, eu nu știu să zbor, cum cobor de aici? Nu fi îngrijorat, Bobiță, vom găsi noi o cale. Am și găsit rezolvarea, a strigat Vendel. Vino, Bobiță, sar pe prelata asta. Nu-ți fie teamă, n-ai să te lovești. În momentul în care Bobiță a căzut pe prelată, a și zburat înapoi, în sus. Priviți-mă, ce bine e! Să încercăm și noi, au strigat și ceilalți. Au sărit în sus și în jos până seara târziu. Noaptea, când toți locuitorii pădurii dormeau deja, vântul s-a întețit din nou, luând cu el zmeul de hârtie. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Alunele pierdute. Salut, Bobiță! Grăbește-te să mergem la Reghiu să ne luăm rămas bun de la el înainte de a începe somnul de iarnă, a zis Buburuză fetița mămăruță. Bobiță și-a pus căciula, fularul și mănușile, apoi cei doi prieteni au pornit spre scorbura veveriței Reghiu. Veverița stătea pe o creangă. Vrem să ne luăm rămas bun înainte de a te retrage în scorbură pentru iarnă, a strigat Buburuză. Veniți să bem un sirop de adio și să ronțăim câteva alune, își invită Reghiu prietenii. Vă arăt câte delicate se-am adunat pentru iarnă.
Cămara e plină. Dar vai, cămara e complet goală. Ajutor, unde au dispărut alunele, nucile? Unde sunt conurile, ghindele și stafidele? Priviți, cred că pe aici au dispărut alunele. A arătat Bobiță spre o gaură din colțul cămăruței. Cineva a rost trunchiul copacului, a strigat Buburuză. Eu știu cine a fost, a adăugat băiatul Melc. Nu te teme, Regeu, îi vom căuta chiar acum pe răufăcători și vom găsi alunele pierdute. Și nucile, conurile și ghindele, se văita veverița mai departe. Cei doi prieteni au și pornit spre livadă. Dinspre livadă se auzeau râsete. Poftim, ei sunt răi toată ziua, fac numai șotii, bodogăni Buburuză. Chiar și acum se gândesc la o răutate, aprobă Bobiță. Cineva a aros o gaură în trunchiul copacului lui Reghe, acolo unde este cămara de alimente. Toate alunele adunate s-au rostogolit prin gaură. Nu voi ați fost? A întrebat Bobiță. Vai, n-am vrut să facem rău, noi doar am rost, n-am știut că acolo este cămara cu alimente, se scuză parazitul mezin al lemnului. Vă putem ajuta cumva? Veniți, trebuie să găsim alunele pierdute. N-avem mult timp, în curând va ninge și atunci nu vom mai găsi delicatesele pierdute. Să ne grăbim! S-a uitat cu atenție la trunchiul copacului. De aici s-au rostogolit alunele, au alunecat pe deal în jos, a explicat Bobiță. La poalele dealului, amicii au găsit delicatesele. Ce bine! Se bucură veverița. Acum mă rog să aduceți fiecare bucată înapoi în scorbura mea. Eu vă ajut cu o scândură, le-a spus Reghe micilor rozătoare și s-a apucat de treabă. Alunele, nucile, ghindele au fost cărate pe rând către scorbură. Au ajutat și Bobiță și Buburuză, dar degeaba s-au grăbit. A sosit seara și un morman mare se mai afla jos la poalele dealului. Nu vom termina niciodată, a oftat una dintre micile rozătoare. Ne-ar prinde bine puțin ajutor, a adăugat cealaltă. Bobița a sărit în sus și fără un cuvânt a luat-o la fugă. Când s-a întors avea cu el trompeta. A suflat în trompeta atât de tare încât l-au auzit toți locuitorii pădurii. În curând, locuitorii pădurii s-au adunat cu mic cu mare. Bobiță s-a urcat pe un bolovan și le-a povestit ce s-a întâmplat cu alunele adunate de veverița Reghe. S-au rostogolit! Trebuie să le ducem înapoi în scorbură. Dacă muncim cu toții, până diseară vom fi gata. Start! A strigat Bobiță și a ridicat o alună din morman. A aruncat-o spre Buburuză, ea spre rozătoare, ele către albinuță, albinuța către libelulă și așa mai departe, din mână în mână. Când a ajuns luna pe cer, fiecare alună, ghindă, nucă și castană de la poalele dealului au ajuns înapoi în cămara de alimente a veveriței Reghe. Veverița a pus la loc și ultima castană. Mulțumesc, cămara de alimente este iarăși plină. Ce bine că am atâția prieteni. În curând va ninge, a sosit timpul să mă întorc în scorbură pentru iarnă. Ne întâlnim la primăvară, a spus veverița. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Pietrele. Într-o după-amiază de vară, Buburuză a decis să prepare o tartă cu frăguțe. L-a rugat pe Wendel Rădașca și pe Baltazar albinuța să-i aducă frăguțe proaspete din pădure. Băieții au pornit la drum. Curând, Baltazar a zărit o piatră în mijlocul cărării și a început să dea cu piciorul în ea. Dar și lui Wendel i-a plăcut piatra, l-a driblat pe Baltazar și i-a luat-o. Nu e cinstit, Wendel, e piatra mea, eu dau cu piciorul în ea. Nu, deja e piatra mea, caută-ți alta, eu dau cu piciorul în asta. Eu am găsit-o, ea a mea, se indignă Baltazar. E plin cu pietre pe aici, caută-ți alta, a încheiat Wendel discuția. Însă Baltazar nu s-a lăsat.
cei doi băieți s-au tot împins până când amândoi s-au împiedicat și s-au rostogolit pe panta abruptă a dealului. Au căzut direct în pârâul care curgea la poalele lui. Auzind gălăgia, a ieșit din casa de la malul râului Alfons Greierul. Ce s-a întâmplat? Întrebă el speriat. Vendel e de vină, mi-a luat piatra! Cum adică piatra ta? E a aceluia care e mai dibaci. Ajunge! I-a întrerupt Alfons. Mai întâi haideți înăuntru să vă uscați, apoi îmi povestiți de ce v-ați certat atât de rău. Băieții au intrat necăjiți în casa greierului. Și-au întins hainele ude la soare și-au așteptat înfășurați în câte un prosop să se usuce. Între timp, Alfons îi servea cu limonadă și cu biscuiți. Razele soarelui uscau hainele ude. Vendel și Baltazar molfăiau biscuiții și îi povesteau lui Alfons cum s-au rostogolit ei pe panta dealului. Eu am o colecție întreagă! O colecție de pietre, nioarăți? A întrebat entuziasmat Baltazar. Cum să nu? Haideți înăuntru! Le-a răspuns cu mândrie Alfons. A pus pe masă o cutie mare. De unde ai atâtea pietre frumoase? În apropiere, de pe malul pârâului, puteți aduna și voi. Ura! Și-au umplut coșurile cu pietre. Le-au sortat multă vreme până când a început să se întunece. Rădașca și Albinuța și-au luat rămas bun de la greier și-au pornit în sus pe deal. Curând au ajuns în fața casei lui Buburuză. Fetița mămăruță s-a răstit la ei din geamul casei pestrițe. Dar frăguțele unde sunt? Vai de mine, frăguțele! Am uitat de frăguțe! Privește, Buburuză, ce pietre frumoase am cules împreună cu Alfons! Ce să fac eu cu ele? Să prepar o tartă cu pietre? Eu am cerut frăguțe! Am uitat, a mărturisit Vendel și a povestit totul de-a fira păr fetiței. Atunci să văd măcar acele pietre frumoase, dacă frăguțe nu mi-ați adus. Ar trebui să desenăm ceva pe ele, aceasta e ca o căsuță, iar pe asta aș desena o față zâmbitoare. E o idee foarte bună, mâine să-i chemăm și pe ceilalți și să decorăm pietrele. Foarte bine! A doua zi au venit la Buburuză Bobiță, băiatul Melc, Fulgușor, fetița Fluturaș, Adiere, Libelula, Săltăreața, Lăcusta, Dima, Gândacul Cartofului și Biluță, Gâza Florilor. Vendel și Baltazar nu vin? A întrebat Bobiță dezamăgit. Ba da, suntem aici! Au strigat Rădașca și Albinuța și au întins lui Buburuză un coș cu frăguțe. Mulțumesc, zise fetița mămăruță și în timp ce ea pregătea prăjitura, ceilalți s-au apucat de lucru. Când au terminat, l-au invitat pe Alfons să vadă expoziția. Vai de mine, sunt minunate! Aduc și pietrele mele să le pictăm și pe ele, zise vesel greierul. Între timp s-a copt tarta cu frăguțe. Toți s-au așezat la masă și-au mâncat tarta până la ultima firimitură. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Prietenia. Într-o caldă zi de vară, Buburuză, fetița mămăruță, privea fericită pe geam. Am să iau micul dejun, își zise ea, apoi plec la plimbare pe câmpiile înmiresmate. La plimbare și-a dus și roaba cu ea. Poate găsesc ceva interesant ca să aduc în roabă acasă, se gândea ea. Ia te uită, a strigat ea deodată, o cireașă minunată, e o avere! Voi avea o masă de prânz bogată! Apoi a încercat să pună cireașa în roabă, dar era prea grea. Buburuză se chinuia degeaba, nu reușea să o ridice. Tocmai pe acolo trecea Bobiță, băiețelul Melc. De ce ești tristă, mămăruță mică? O întrebă pe Buburuză. Sunt tristă pentru că nu reușesc să pun cireașa în roabă, a răspuns Buburuză. Nu fi tristă, te ajut eu, a zis Bobiță plin de entuziasm.
Și într-adevăr, împreună au pus mai ușor cireașa în roabă. Buburuză porni de îndată către casă. Bobiță privi întristat după ea. Nu crezi că mi se cuvine și mie o parte din cireașă? Lovi pământul cu piciorul Melcul înfuriat. Doar te-am ajutat și eu. Cireașa am găsit-o eu, strigă Buburuză. Nu ți-o dau, ea mea. Melcul se alarmă. Cei doi au început să tragă de cireașă. Nu ți-o dau, ea mea, se înfurie Buburuză. Și mie mi se cuvine o parte, se supără Bobiță. Au tras încoace și încolo de cireașă până ea s-a rupt în două. Bobiță și Buburuză au căzut la pământ spre marea lor surpriză. Din cireașă a ieșit un vierme nervos. Ce-ați făcut cu cireașa mea? S-a revoltat el. Cireașa asta este casa mea. Nu trebuie să vă speriați așa. Vă arăt cu plăcere unde am găsit cireașa. Acolo veți găsi merinde din belșug, iar eu pot să-mi aleg o casă nouă. Buburuză ajută viermele să urce în roabă și împreună au pornit să caute cireșul. L-au găsit repede. Pământul era acoperit de cireșe dulci și înmiresmate, care căzuseră de pe copac. Bobiță și Buburuză au sărit în sus de fericire. Viermele a adormit într-o clipă, iar Bobiță și Buburuză s-au înfruptat îndelung din fructele delicioase. Era târziu deja când au pornit spre casă. Duceau două cireșe în roaba lor. Una pentru Bobiță și una pentru Buburuză. Au ajuns la casa lui Bobiță la sfințitul soarelui. Au dat jos din roabă o cireașă, apoi și-au luat rămas bun. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis, sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete, până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis, sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete, până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vioara greierelui. Într-o zi de toamnă, Alfons greierașul cânta voios la vioară. Toți iubeau muzica lui frumoasă. Micuții copii de furnică ascultau și ei muzica și între timp se jucau cu mingea. Dar vai, mingea a lovit vioara greierelui. Alfons a strigat îngrozit: vioara mea, vioara mea s-a spart! A început el să plângă amarnic. Plângea atât de tare încât s-au adunat cu mic cu mare toți cei din pădure. Alfons le arătă furios prietenilor săi mingea cu buline. Mingea asta, da, mingea asta e de vină și copiii de furnică. De unde voi mai avea acum o vioară nouă? Greierele a pășit în căsuța lui, strângând în mâini bucățile viorii și trântind ușa în urma lui. Alfons, Alfons, vino afară, te ajutăm noi cumva, a spus Bobiță băiatul Melc. Dar Alfons nu voia să vadă pe nimeni. Ceilalți stăteau nedumeriți pe câmpia ciupercilor. Deodată, Buburuză spuse: să-i facem lui Alfons o vioară nouă! Da, să-i facem o vioară nouă! Aprobă fulgușor fetița Fluture. Știu cine poate să ne ajute! Trebuie să-l căutăm pe Patrick, gâza albastră săritoare. El i-a făcut lui Alfons vioara. Au pornit îndată la drum. Au trecut peste munți și peste voi, până ce au ajuns la căsuța albastră. A
au bătut la ușă. A apărut un căpșor timid în crăpătura ușii. Purta o căciuliță albastră, iar pe spate îi străluceau aripi albastre. Voi cine sunteți? Întrebă Gâzuța. Buburuza i-a povestit totul de-a fi rapăr gâzei zburătoare. Dacă doar asta e problema, vă ajut cu plăcere, nu fiți triști. În două zile, Alfons va cânta la o vioară nouă. Gâza zburătoare a împărțit sarcinile. Unul aduna lemne pentru corpul viorii, altul a căutat fire de iarbă pentru coarde. Când toate au fost adunate, Patrick s-a apucat de treabă. Tăia cu ferăstrăul, șlefuia, meșterea, bopsea, lăcuia cu măiestrie, până când la un moment dat, să vezi minune, vioara era gata. Pot să încerc vioara? Întrebă Buburuză. Nu, asta e vioara lui Alfons! Se răsti la ea Fulgușor. Dar și eu vreau un instrument muzical! Se enervă Buburuză. Și eu, și eu! Strigau micuțele furnici. Liniște! Strigă Gâza Săritoare. Ce-ar fi dacă ați face o orchestră? Una mare! O orchestră? Și fiecare am avea instrumentul nostru? Ce bună idee! Se bucură Bobiță. Prima dată i-a făcut lui Buburuză o harpă. Vendel, băiatul rădașcă, a primit un contrabas. Lui Dima, gândacul cartofilor, i-a făcut un violoncel. Bobiță și-a făurit o trompetă din pâlnia florii. Egon, cărăbușul, și-a făcut o goarnă din floarea ciucușoarei. Păianjenul de peșteră și-a făcut tobe din castane și ghinde. Adiere și săltăreața au luat pietricele plate ca să le fie talgere. Gâza zburătoare le-a ciopit fluiere micilor furnici din blăstare de mesteacăn. Fulgușor, fetița fluture, a primit o lăută cioplită dintr-o ramură de brad, iar Albina Baltazar o vioară. Biluță, gâza florilor, cânta la un trianglu. Astfel, cântând frumos, au pornit înspre casa lui Alfons. El i-a auzit de departe. Se uita curios pe fereastră. A rămas mut de uimire. Dragă Alfons, au început copiii furnică, nu te supăra pentru că ți-am distrus vioara. Primește din partea noastră această vioară nouă. Patrick ți-a făcut-o. Alfons a potrivit arcușul și în pădure s-a auzit din nou cântecul său.